și tregeam o linie proiectelor și programelor pe care le organizam împreună în acest oraș și în această casă de cultură. Sigur că toți cei care sunt prezenți aici cu care m-am întâlnit, cu greu se despartă. Dar nu ne despărțim, părinte. Chiar nu ne despărțim pentru că el rămâne în sufletul nostru și ceea ce ne-a învățat să facem, vom continua să facem. Sunteți de acord? Da. Românași, Națișoreni, Bolt Transilvania. Acest om instituție care a fost a reușit să-și rezolve problemele cu familia sa. Instituția numărul 1 a fost familie. După care școala, liceul de coreografie, apoi casa de cultură a studenților și Universitatea Tehnică, Institutul Politehnic, cu ansamblul Românaș. Apoi compania de transport public, Dor Transilvan. Și iată cum Florin Ciobanu, prin lucruri, avea în ochii săi ceva ce ținea de profesionalism. Te privea, îl simțeai că te privește, dar în același timp avea un zâmbet al său apar. Un zâmbet plâng și bun. Vă amintiți? Vă mai certa uneori. Mai striga la voi, dragi studenți. De câte ori ne-am întâlnit noi aici, în acest hol al casei de cultură, păstorit cu atâta dragoste de conducerea casei de cultură de astăzi, de directorul Flavius Mileșan. Continuă o poveste frumoasă aici. Se zice că un prag de sărbători și mai ales un prag lor aparte, sfidând păcatul vremii ce desparte oamenii, oamenii se prefac în flori și florile îi se adună prin zăpezi, precum sămânța dafinei nescrise, purificând culorile buchise cu dulci colinzi încoronate. Ce-ar fi, prieteni, să fugim adânc din toate cele rele și absurde, lăsând coporul firii să zburde până la treapta fulgilor ce plâng. Abia atunci, sub caiul străbun, chezașa al pomeniei de înfrânte, vom ști și când și cum să ne desfânte cel mai solar și sincer Moș Crăciun. Povestea lui și plecarea lui dintre noi e legată de acest eveniment creștin deosebit de important și de drag românilor. Mai mult decât altor nații, probabil. Crăciunul este dumbrava aceea de frumusețe și de bucurie sfântă pe care am trăit-o cu toți. Dragă Vivi, dragi copii, Dorina, Florin, noi, cei care suntem aici adunați la acest privet, contați pe noi cât puteți fiecare. Nu? Contați pe noi că nu ne putem despărți de Florin Ciobanu și nu o să o facem niciodată. Aici, când pășim în Casa de Cultură a Studenților, în acest hol generos, plin de atâta istorie, ne întâlnim și cu Florin. Nu vreau să dau și alte nume de mari artiști, dar el rămâne cu noi și fiecare punct care va veni, că va veni și punctul de ea, fiecare punct schimbat în floare, trăiva este mare de zăpeț. Floarea aceasta de la Florin o să o păstrăm în suflet oricând și ori de câte ori vom trece pe lângă această instituție sau când ne vom opri pe sălile de repetiții de pe Barițiu, de la Universitatea Tehnică sau de pe compania de transport public. Și, mă rog, atâtea ansamblă folclorice care se revendică de la Florin Ciobanu. Ce ne rămâne la urmă? Ne rămâne maestru și profesor. Când vorbim de Florin Ciobanu, și o să vorbim cu siguranță, părinte, să știți că noi ne dăm drumul la gură și vorbim mult despre oamenii care ne-au ajutat să ne formăm în viața aceasta.
vom fi cu familia, cu cei dragi, cu cei care lucrează la liceul de coreografie, cu ansamblul de coreografie, să ne întâlnim, să dăm de mersul cu pace și cu bucurie, să putem oricum de pe fața Pământului. Acum putem umbla la Pământului. Florin i-ar spune lucruri foarte frumoase. Cum i-ar spune el? Chiar mai dur așa, dar ne-ar spune, măi, să ascultați. Să ascultați și să faceți lucruri mai. Așa cum spunea și Laurențiu Codorului. Cum s-a dus și el din lume. E o școală, e o instituție puternică aici. E despre Sfinte Florin, Dumnezeu să-l așeze în rândul celor drepți și buni. Și să le amintim cu drag de el. Dumnezeu să-l ajute.